Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara noastră de PUBG Mobile, aici alături de Ghost Ninja Slash aka Mario. Salut mâna. Salut mâna, mă. Unde mergem? Zi unde mergem. Vreți să... Bă, nu, că acolo e bătaie. Vreți să mergem pe bătaie? Da, mă, mergem pe bătaie, ce dracu. Ok. Hai pe bătaie atunci. Că vrei tu pe bătaie, hai pe bătaie. Și eu sunt pacifist, merem pe bătaie. De, ok, merem pe bătaie, mai văd încă 3 echipe. Opa, am uitat să sar. Mă se duce pe bătaie, dar uită să sară. Eu sunt deja aici. Eu nu știu cum să-ți... Las că ne întâlnim acolo, noi. Da... Am o idee. Vezi că eu mă duc la hangarele din dreapta. Mă mergem din față. Eu nici n-am aterizat încă. Știu. Ați zis unde mă duc, că nu mă duc direct în bootcamp. Mă duc la hangarele de lângă bootcamp. Mă duc direct în bootcamp. De ce moare omul meu? Hai că mor. Găsesc că ți-o mor. Ia o moare, te rog eu. Chiar te rog. Ar face mare plăcere să-i omori. Așa. Sniper, nu știu ce să fac, hai că nu-s sniper. Și o cacau. N-ar fi o idee mai bună să găsesc și... Eu văd sniper semi-automat, dar tot e bun. Da. Bine că în hangarele astea găsești destul de mult loot. Aici, în zona asta. Oh. Your teammate pressure with headshot. I-a dat băiatul meu acolo cu headshot. Niciun stres. Vă că... Aha, tocmai ce mi-am zis că vă că te descurci, dar... Păi nu, că i-am dat cu sniper, nu. Credeam cum că vă dă în spate. Ia să vedem ce faci tu. Eu îl lutez, doamne ajută. Upset. Cască 2, veste 3. Frumos. Puteai să ai niște chestii frumoase după aici. Te tigaia am văzut, de la distanță am văzut. SMG-uri pe aici. Da. Forță pe loot. Trebuie să mor neapărat ca să-l iau, dar... M4. Forță. Oh, ho, 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 ce-am găsit, Mario? Ai văzut ce-am găsit? Nu, ce-ai găsit? Flare. Știi ce înseamnă dacă găsești flare? Că ai flare la tine? Nu, că poți să-ți chemi un drop. Ceea ce o să și fac, cu alte cuvinte. Da, fac în engleză. Hai că n-am red dot pe sniper. Să mă urc eu aici frumos. Fac chestia asta. Să închem un drop frumos. Să aștept să vină. Acum. Îmi pare că sunt în zonă, deci e perfect. Sunt și în zonă. Nu, nici o problemă. Dacă n-are un vreun 6x prin bootcamp. Și îmi dă daună. Atunci este o problemă. Bine, acum sper să nu-mi dea vreo mașină sau ceva de genul, sper să-mi dea și mie iteme, știi? De ce nu poate să-ți dea mașină? Da, poate să-ți dea un tank. Cu 6 locuri și maximul de squad e 4, dar e ok. Te-ți dă și tank cu 6 locuri. Și
Că am dat oricum nu văd drop-ul. Nu dai, băi. Mă, nu-l văd eu sau? De aici nu-l văd. Acum, în zona asta trebuie să-l dea. Aha, ia uite. Ce forță. Oho, optics. Pam. Ai dat toate gloanțele, nu mă lua pe mine cu de-astea. Nu e toate gloanțele. Sunt bune. Ce frumos e cu optics-ul. Că am nevoie de multe gloanțe pentru arma asta. Nebună. N-aș pa că am stat o vestă 3, știi? Mă trebuie câta arma am. Leonule. Ce mă? Zici că e machine gun. E din... E, cățeaua din... CSGO. Dar vrei să vezi ce mai am? Hehe. Da, deci... Optics apare numai din drop. Dacă vrei. Ați, hai să ne ce în casele astea după aici, a? Forță. Am vestă, cască. Mașină. Am zis dracu că nu l-ai văzut pe ăla. Că nu l-am văzut. Ne-am auzit, prieten. Aha, uite. Ce trage arma asta, ești nebun la cap. N-ai niciun stres cu arma asta, efectiv. E, gloanțele poate fi o problemă, dar... În rest... Dacă ai gloanțe, n-ai. 6X n-am nevoie. Asta ar fi bun. Pam. 2X, 4X și dă... Surpresorul a dus sniper așa. Gata. Și cum ar trebui să o iau spre zonă, nu? Mamă, dar unde e zona? Cam nasoală zona. Și uite, în față aici se bat băieții. Opa. Mamă, dacă nu-i văd, ce cât nasoală e. Știu ce câmp deschis sunt. Bine, mă rog acum să-i văd, că dacă nu-i văd. Oricum, din zona asta am văzut că au tras, deci... Trebuie să am grijă, nu e o barcă pe aici oare? Sau un schijet, ceva? Într-o zonă, dar uite cât de n-aș pe aici a făcut. E cam deschis. Da. La ce te aștepți? Nu știu. Chiar nu știu de ce m-aș aștepta. E că sunt în zona. Asta e un plus.
Aha, și s-a dus drept și plusul ăsta. Dar nu știu cum să mă scufund, asta e problema. Space. Nu merge. C. LOL? Ce ai ghici? Să mor. Da, apare chiar a funcționat. Și întrebarea e cum te mai edici? După space. A, deci. Aha, uite-l pe 1. Uite-l pe 1. Muiste. Oricum am murit în un instant, deci. Mașină? M-a auzit mașină sau mi s-a părut? Pe că ți s-a părut? Nu mi s-a părut. În față. Mă uit. Uite. Nu ar fi de stau și aici, știi, la... Camp. Camp, dar... Nu știu. Nu știu ce să zic. Nu mă sol că te-ai băgat. Ce m-au tras după tine? După mine a tras. Din colo de la casă. Păi vezi dacă... Uite, acolo văd. De mulțumire. După aia. După stâncă. Da, mă, frate, numai acolo a ieșit omul meu. Dar îți curios cât i-am dat. Sunt în mie, am dat mult. Bulangii de ăștia de stau și ăștia... Da, mă, frate, a stat omul și a așteptat toată viața acolo. Da, bă, top 10, eu zic că e ok. Mai ales că, practic, a murit omul meu destul de repede, dar nu e problemă. Cam asta a fost episodul, dacă vă apucă, te-ați pus butonul de like. Stați-mi un share pe Facebook, pe Instagram, oriunde. Nu uitați că aveți contul meu de Instagram în descriere și canalul de Discord, unde aveți un bot care vă anunță de fiecare dată când postez un videoclip nou. 3 clipuri pe zi, ora 8, 12 și 4. Ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa, pa! Pa! Wow.